Bună seara România, bună seara din Giulioce, sunt Andrei Brătucu și revenim cu un nou market update astăzi după două zile grele, în cea mai importantă săptămână pentru Ethereum și pentru altcoins, dar era cumva de așteptat. O să vorbim și despre ETF, vorbim și despre macro pentru că acolo a început peștele se împută de la coadă, cum face el, dar până atunci vă reamintesc că puteți să-mi spuneți în comentarii ce altcoin vreți să vedeți în ediția următoare. Astăzi vorbim despre iGold, pentru că cele mai multe comentarii au susținut. MultiverseX în episodul anterior. Și dacă tot sunteți acolo, puteți să apăsați și butonul de like dacă apreciați conținutul și dacă nu vă place la finalul clipului, puteți să-l luați înapoi. Hai să începem să vedem despre ce este vorba în această săptămână. Finalul de săptămână pe calendarul economiei ne aduce cele mai importante vești. În primul rând ne uităm la produsul intern brut din Statele Unite. Așteptat la o creștere de 2% pentru al doilea trimestru din 2024, față de 1,4% în primul trimestru. Orice reading sub 2% nu ar arăta bine în momentul de față pentru că, practic, ăsta este principalul mod prin care se măsoară sănătatea unei economii. Iar în Statele Unite știm că lucrurile astea sunt foarte importante pentru toate piețele. După care, ziua de vineri vine și ea cu date importante acest PCI, Personal Consumption Expenditure, care este, practic, modul prin care Fedul înțelege cel mai bine ce se întâmplă cu inflația într-un anumit moment. După datele bune din ultima lună pentru CPI, avem nevoie de un reading bun și pentru PC în momentul de față, care este așteptat să vină puțin în creștere față de luna trecută. Cam așa arată lucrurile pe calendarul economic. Hai să mergem pe grafic pentru că aici lucrurile sunt un pic mai interesante. În primul rând, S&P are parte de o corecție destul de nasoală, destul de gravă, să zicem așa. Cea mai grea corecție pentru S&P, dar și pentru Nasdaq în ultimele 360-400 de zile. Deci mai bine de un an vedem cea mai gravă corecție de până acum. Am avut un daily închis la minus 2% pentru S&P, 2,32%, minus 3,65% pentru Nasdaq, care deja din vârful setat la începutul lui Iulie, pierde undeva la 8% din valoarea totală, asemănător și pentru S&P, undeva la 4,25% până în momentul de față. Pierde această linie de trend începută încă din aprilie și scade și sub acest suport care a făcut față cu Brio la final de iunie, da? unde s-a tranzacționat destul de mult un range în care reuși să consolideze. Până în momentul de față scade sub. Acum cu un bounce ar putea să revină din această zonă să confirme o deviere de la trend aici, și să încerce ceva mai sus, dar urmează niște lupte dificile. Probabil o să vedem un bounce pe S&P, urmează să vedem cum se descurcă în momentul unor retesturi importante. În primul rând aici, la 5500, în cazul în care vedem un bounce, dacă aici este respins și are un bearish retest, cu siguranță poate fi trimis mai jos. Iar dacă trece de zona asta, va trebui să reconfirme și peste această linie de trend pentru o continuare mai sus. În momentul de față, pare că bursa tradițională are nevoie de un repaus. Acum, sunt și câteva lucruri bune pe care le vedem pe chart. Avem aceste spații lăsate, aceste imbalanțe create în urma tranzacționării din weekend sau din pre- și post-market și există imbalanța asta aici care pare că urmează să fie acoperită în următoarele zile, dacă lucrurile avansează, ce ar putea să dea un bounce aici și apoi mai avem zonele astea de aici și de aici. În general, marketul tinde să acopere până la urmă zonele lăsate libere și astfel probabil că vom vedea cel puțin o retestare pentru această zonă și chiar pentru All Time High de aici la un moment dat. Asta nu înseamnă că lucrurile se pot mișca atât de rapid pe când ne-am plăcea și trebuie să recunoaștem că S&P a avut parte de un raliu extrem de bun în ultimul an începând cu octombrie 2023. Lucrurile pentru S&P au arătat extraordinar de bine. Da? De aici din octombrie 2023 vedem o creștere de numai puțin de 37% în ultimul an. Are nevoie de un repaus și importantă la nivel macro este această linie de trend pe daily plecată încă din bătămul din octombrie 2022. Acum că mai vine un higher low, nu ar fi deloc o problemă, chiar dacă vedem la 5200 să poate chiar mai jos un S&P. Dacă vine și face un retest aici la 5200, lucrurile sunt în continuare decent. Acum, unde sunt ceva probleme? În primul rând, Faptul că ne apropiem de momentul în care Fedul urmează să scadă și să taie prima oară rata dobânzilor și știm că istoric, după cum vedem și pe acest grafic, în urma primei tăieri la ceva timp distanță vine și o recesiune. Cel puțin asta s-a întâmplat în cele mai multe cazuri de când sunt datele astea luate în considerare. Vedem cele mai relevante, bineînțeles, după 2000 avem cazul 2000 aici, prin prima tăiere în noiembrie, după care începe o recesiune, și 2007, bineînțeles. Ratele se mențin începând cu iulie 2006 până în 2007, vine prima tăiere câteva luni mai târziu și recesiunea și știm ce s-a întâmplat mai departe, abia apoi câțiva ani mai târziu vine și un bounce important. Din nou, în momentul de față avem rate constante din august 2023, probabil vom avea până în septembrie la ședința Fed care, în care se anticipează o primă tăiere. Dacă ar fi să ne luăm doar după datele astea, ar însemna că undeva poate spre iarna lui 2025 vom vedea și o posibilă recesiune dacă lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit. Mai este încă un lucru pe care trebuie să-l menționez acum, că ne apropiem cu pași mai rapizi decât poate ne-am dorit de reinversarea dobânzilor pentru obligațiunile americane cu maturitate la 10 și la 2 ani. Vedem, am avut o perioadă destul de lungă începută încă de aici din iunie 2022 în care obligațiunile cu maturitate la 2 ani au avut o dobândă mai bună decât cele cu maturitate la 10 ani, ceea ce nu e logic și nu se întâmplă în multe cazuri, la fel ca și în cazul dobânzilor după prima tere și aici după inversarea după reinversarea și reintrarea normal. De cele mai multe ori am avut parte și de o recesiune la ceva timp distanță. O să vorbim mai multe despre asta în live-ul de luni, când luăm și analizăm ce s-a întâmplat și pe grafic cu momentele specifice fiecărui. Acum, celălalt eveniment important din această săptămână despre care am tot discutat și care trebuie menționat este lansarea ETF-ului pentru Ethereum. Unde, dacă vrei mai multe detalii și explicații despre ce se întâmplă în acest moment, poți vedea în clipul pe care l-am făcut deja și postat pe canal zilele trecute. Dar ce o să menționez este că avem volume bune, mai bune poate decât ne așteptam în momentul de față pentru primele două zile de tranzacționare și în așteptări Poate puțin peste așteptări totuși outflow-ul din Grayscale. Acum diferența majoră este că Grayscale are undeva la 9 miliarde de dolari echivalent în ETH în fondul lor privat, din care deja în doar două zile au ieșit undeva la 800 de milioane, 811 milioane în doar primele două zile de tranzacționare. Prima a fost cu inflow-uri, un net pozitiv pentru că am avut inflouri importante atât în ETF-ul celor de la BlackRock cât și cel de la Bitwise și de la Fidelity 71 de milioane, pe când a doua zi nu am mai văzut atât de mult hype și astfel vedem un outflow total de 133 de milioane. Deci după două zile de tranzacționare au ieșit prin baza ETF-ului 26,7 milioane, da, presiune de selling pe piață pentru IT. De aici și corecția pe care o vedem. Spuneam că este asemănător cu ceea ce ne așteptam, având în vedere ce s-a întâmplat și cu Bitcoin la un moment dat. Uh, DXY-ul în momentul de față retestează ceva mai sus și pare că se îndreaptă din nou către zona de jos, zona asta de suport. Dacă pierde și face un lower low aici la 103.7, asta ar putea să arate bine în perioada următoare. În timp ce, uh, dacă mergem și ne uităm pe Bitcoin, lucrurile erau aproape să arate bine. Ieri, undeva la ora asta și după ora asta, lucrurile arătau bit bine. Bitcoin, după o primă cădere aici, în ziua de marți, în ziua lansării, încearcă ceva mai sus, până la 67.105. Este respins, totuși, în această zonă mediană, care jucase rol de suport, după ce este trecut mai jos, devine din nou rezistență și are un clasic bearish retest, din care este trimis până în momentul de față ceva mai jos, în această zonă de suport de la jumătatea lunii iulie. Până acum lucrurile nu sunt tragice. Pe lower time frames, pe o perioadă de timp scurtă, ne interesează ce se întâmplă în momentul în care Bitcoin eventual ajunge aici. Pentru că cel mai probabil vom vedea un bounce în momentul de față. Dacă Bitcoin își continuă drumul și vine și testează zona asta, și este respins, atunci din nou confirmă un bearish-retest aici și ne-am putea aștepta să încerce ceva mai jos. Dacă pierde zona asta de suport și face un lower-low aici, creează un trend descendent și nu ar fi deloc de mirare ca până la urmă să-l vedem din nou în suportul range-ului aici, 61-62.000. Cu toate astea, dacă reușește un reclaim peste această zonă și încearcă din nou aici, lucrurile ar putea să arate ceva mai interesant, să aibă ceva mai multă putere și data asta să spargă zona, ca apoi să confirme și să continue ceva mai departe. Asta pentru Bitcoin pe short time frame. Acum hai să vedem cum arată lucrurile și pe time frame-uri mai lungi. Da, hai să ne uităm pe weekly în momentul de față, cum arată lucrurile. După ce ne-am bucurat de aceste două săptămâni foarte bune, vine o săptămână care până în momentul de față nu arată neapărat extraordinar. Testează, spuneam, zona asta mediană unde a avut un high precedent la începutul lui iulie. Până în momentul de față, lucrurile, spuneam, nu sunt grave. Avem o corecție cel puțin să-i spunem normală, chiar care ar putea să continue și pune ceva mai jos pentru extracție de lichiditate, dar în momentul de față am vrea să vedem un bounce cel puțin momentan din zona la 64 de mii pentru a vedea că există interes și destul de multă presiune pe cumpărare. Acum, ce nu ne-ar plăcea să vedem, ar fi ăsta confirmat ca un lower high și practic un trend descendent continuat aici. Da? Din high-ul făcut aici, lower high aici și încă un lower high aici. La fel cum vedem și lower low și încă un lower low, ceea ce ne-ar duce probabil până la urmă cu un bottom, eventual la zona 51-52 de mii. Asta este zona cea mai așteptată cu cea mai multă lichiditate din care cu siguranță vedem un bounce, că ține că nu ține rămâne de văzut. Deci varianta pesimistă cam asta. Ar fi cu Bitcoin respins acolo, trimis ceva mai jos și confirmat aici un lower high. Bun, dacă ne uităm și pe daily, există în continuare acest trend ascendent început aici la începutul lui Iulie. Mare până să-l atingă, ar putea să încerce să aibă câteva zile de consolidare, să încerce, zona de, să încerce zona de linie de trend, ca mai apoi să vedem o continuare. Rămâne de văzut cum continuă lucrurile în această perioadă. Hai să ne uităm și peste IS, despre care vorbeam adineori și care spuneam că are un parcurs, să zicem, așteptat. Vorbeam în clipul pe care l-am făcut în ziua de marți că dacă ar fi să luăm în considerare o corecție asemănătoare cu ceea ce am văzut în cazul lansării ETF-ului pe Bitcoin, ar trebui să vedem undeva la un 20-20 și puțin la 100, ceea ce îl duce puneva în zona asta, la 2800. Deci, practic, ar trebui să-l vedem pe ETH creând un double bat undeva în zona asta și eventual apoi o continuare în partea de sus, ceea ce nu ar fi deloc rău. Acum mai există și posibilitatea în care reușește să țină suport aici, să creeze un higher low și să poată să aibă o continuare în partea de sus, da, ceva de genul ăsta, care ar putea să-l ajute. În cazul în care confirmă, până la urmă, suport aici la 3500, problema pentru IT aici la 3500 a fost că a dat cu capul de rezistență și pe un higher time frame asemănător cu, îl vedeți pe ăsta de aici, creează din nou același pattern de bearish retest, ceea ce, din nou, nu arată extraordinar de bine. Pe de altă parte, cum spuneam și în clipul de zilele trecute, nu putem să ne avem pretenții prea mari de la altcoins și să vorbim despre un altcoin season, atât timp când dominanța în continuare arată bine și creează noi high-uri. Vedem în momentul de față dominanța Bitcoin la aproape 56%, un high pe care l-am mai întâlnit de câteva ori în ultimele luni, odată aici în aprilie, când urcă chiar până aproape de 57%, încă o dată 17 mai și apoi la jumătatea lui iunie, cam în fiecare lună a avut cât un high de genul acesta în ultimele luni și nu ar fi de mirare până la urmă, dacă vedeți ce s-a creat aici, avem un rising wedge destul de interesant pentru dominanță, care până la urmă zic eu că o să se transforme, eventual poate vedem un fake out în partea de sus, poate atinge undeva la 60, cam mai apoi să fie să iasă din această zonă, să o piardă și să continue drumul către 50 și așa mai departe Și să vedem acel vestit altcoin season În cazul în care lucrurile performează destul de bine Dar în momentul de față nu prea ai ce să faci în zona de altcoin având în vedere ce se întâmplă cu dominanța Încă un lucru care ar putea să fie benefic până să trecem la altcoin of the week Este ceea ce se întâmplă cu dominanța USDT Peste care ne tot uităm în ultima perioadă Atinge linia asta de trend ascendent Reușește un bounce, are câteva zile bune, vedem în a patra zi verde în momentul de față și poate să creeze un astfel de pattern în cazul în care este respins undeva în această zonă în care s-a consolidat aici la finalul iunie, dacă este respins în această zonă, poate fi trimis mai jos să piardă această linie de trend ascendent și atunci am vedea ceva bani care intră în piața cripto și evident și gain-uri pe parte de altcoins. Dacă totuși reușește reclaim aici și apoi un higher high, cu siguranță lucrurile nu vor arăta bine pentru altcoins. Nici pentru Bitcoin, dar cu atât mai mult pentru altcoins. S-ați văzut cum se mișcă piața în ultima perioadă. Bitcoin crește, altcoins sunt așa ranging, să zicem, în Chopfest. Bitcoin scade, apoi altcoin-urile retrag și chiar cad mai jos decât atât. Bun, hai să trecem și la altcoin of the week. Și că vorbim săptămâna asta despre Eagle pe care l-ați cerut voi în comentarii. Puteți să-mi spuneți ce altcoin vreți să vedeți în săptămâna următoare. Eagle care arăta foarte bine pe parcursul acestei luni, până în ultimele zile, încearcă zona asta de rezistență de mai multe ori de la 38, din păcate este respins în această zonă crucială, din care spuneam și pe Twitter într-o postare că avem nevoie să vedem breakout și consolidare peste pentru o continuare. Este respins pe momentul de față, trimis în partea de jos a range aici la 32 și în momentul de față are nevoie de puțină consolidare și să sperăm un bounce pentru a crea acest trend ascendent aici, da? pentru a vedea un trend ascendent creat nou cu un higher low și astfel oportunitate pe termen mai lung să vedem în următoarele luni o performanță și din partea EGLD. Partea pozitivă este că iese din acest trend descendent, reușește să treacă peste și chiar să confirme peste și în momentul de față putem să o vedem ca o consolidare. Așadar, nu m-aș speria încă, dar asta nu înseamnă că nu putem să vedem evident cumva și un double bottom aici, ca mai apoi să vedem o continuare mai departe în speranța că-l vedem ceva mai sus. Worst case scenario, clar, double bottom la nivel macro undeva un an mai târziu. Bottom-ul pentru EGLD, pentru acest ciclu momentul de față, a venit aici, în octombrie 2023, cu acest mini double bottom. Um, și posibilitatea să-l vedem încă un double bottom aici, dacă pierde zona asta de suport, um, este real. Dar rămâne de văzut, analizăm pe parcurs ce se mai întâmplă și cum merg lucrurile. A fost destul de interesantă perioada cu acest Eagle Squeeze, această manevră, să-i spunem așa, această mișcare a comunității care a reușit să performeze destul de interesant pentru o perioadă. Am avut aceste zile în care marketul nu performa cu Bitcoin la 58 de mincă regold, a arătat ceva putere, după care lucrurile s-au liniștit, spuneam aici în zona de la 38, unde au fost order book-uri pline de ordere de sell și nu a reușit niciodată. Chiar dacă vedem, există aceste lumânări unde au fost niște inflow masive, au fost niște balene care au acumulat masiv în zona asta de la 38 și au încercat um, să facă un breakout, însă n-au reușit să treacă peste și să confirme ceea ce ne duce din nou, spuneam, în zona asta de la 32 asemănători și cu alte alconuri pe de altă parte. Sunt curios cum vor arăta lucrurile în octombrie când avem X-Day la Seul. Data trecută, fix X-Day a marcat bottom pentru Eagle undeva aici, 19-20 octombrie, după care a venit tot acest raliu cu un 4X în doar câteva săptămâni. 227%, mă rog, nu chiar 4x, dar close to that, pentru că am plecat de la 22, 23, undeva aici, până aproape de 80 de dolari per bucată. Cam asta ar fi și pentru asta. Sper că ți-a plăcut acest clip. Dacă ți-a plăcut, nu-ți lua like-ul înapoi. Dacă n-ai apucat să-l dai, dă-l acum. Vorbim mai multe despre toată industria asta nebună pe Twitter. Bye, bye!